vlogul de astăzi vă prezint toată aventura mea de la festivalul Beach Please, pe scurt, cu bune și rele. Mi-am la mare sticlă în cap. Bă, deci am făcut 2 ore din Eforie Nord până la Costinești. Asta este. Și mai ales părerea mea după show-ul lui Travis Scott cu tot ceea ce s-a întâmplat. Cel mai spontan vlog începe, mergem către Beach Please. Este prima zi, este vineri. Bine, festivalul a început de ieri, dar noi mergem astăzi pentru că mi se pare mai interesant de vineri cu artiștii și toate astea. Este momentul de față, ora 12, e căldura aia mare, urmează să intrăm pe autostradă. Nu știu ce o să iasă din vlogul ăsta, sunt tare curios, dar nu uitați să dați acolo pe butonul de like, să vă abonați dacă sunteți noi și haideți la drum să vedem ce se va întâmpla anul ăsta la Beach Please. Ia uite-l pe aici un speed în România, ne uităm la el pe drum. La dum, la dum, la da. Ia uite-l, mă, pe nebun. Am ajuns în Constanța și prima oprire, evident, la încărcat, pentru că trebuie să avem baterie pentru Costinești, Eforie Nord, să nu ne mai batem capul, facem full aici din Constanța. Avem 78%, mai stăm 15 minute. Ioana Steluța aici la răcoare. Uitați-vă ce ne-am pus ca să nu ne mai bată soarele, e o chestie foarte mișto. Stăm aici și e răcoare, e ok. Deși afară sunt 38 de grade, așa arată. Și imediat ce terminăm de încărcat, o să mergem să luăm cazarea din Eforie Nord, pentru că la Costinești, jale, nu am găsit nimic ca să fie un preț normal. Așa că mai bine la Eforie Nord și o să facem și plajă acolo, deci e combinație, zic eu. Dă-i, vedem ce am păcălit aici. Și cazare. Arată mult mai bine față de ce am văzut pe Booking. Așa arată cazarea. Foarte simplu, pat mare, rău, dar tot chiar e mare. Am văzut ceva e drăguță? Toaleta, cu totul. Cazarea asta, ca să înțelegeți, a costat 700 de lei pentru 3 nopți. A, m-a speriat, am crezut că 700 de lei pe noapte. Puneți-mi un comentariu ce părere aveți. Eu zic că e un preț ok pentru mijlocul sezonului. Locația e foarte bună, e fix în centrul Eforie Nord. Luăm bagajele cât putem așa și ne mișcăm repejur ca să mergem la festival, că e deja ora 4 aproape și trebuie să mergem la festival. Ce ai făcut, tușule? Parcă asfaltase, ești nebun. Credeam că e doar asfalt, cel puțin măcar pe artera asta principală, că dacă ne uităm aici, vedeți? Fix cum am coborât de pe șoseaua principală spre parcare, credeam că o să fie asfaltat pe aici, dar nu chiar aparent. Mașina e pe poziție, mulțumim celor de la NASA că ne-au trimis acest parasol. Și acum, hai de la festival. Are să stil orienta. Ok, ia-o de la... Ia uite ce frumos grafite au făcut băieții aici. Hello! Hey. Ia uite ce mișto. Am luat și aici un suc fără alcool, că de... se conduce. Haide. Așa, filmează-vă pe mine. Hai să vedem dacă mă fac căcat sau nu, să vedem cât dau. Deci 3, 2, 1. Gata, guys, aventura, mergem către mașină. Am stat până la 2 dimineața, dar de aici artiștii nu prea mai sunt neapărat pe placul meu. Nu mi se mai pare așa interesant mie sau Ioane, așa că mergem la mașină. Nu știu când o să plecăm de aici. Treaba se mișcă foarte, foarte greu. Vai și amar ce e, mă, pe mașina asta. Cât praf s-a pus pe mașină. Doar că a stat aici. Situația se poate observa cum arată direct de aici, de pe Tesla. E... efectiv, uitați-vă cum suntem blocați aici. Aoleu, de 20 de minute și nu o dă semne să se miște prea mult. Uite câți oameni sunt în partea aia. A durat o oră să ieșim din parcarea respectivă. Nu mai comentez nimica, se putea și mai rău, se putea și mai bine. Ideea e că e ok, am reușit să scăpăm, îi dăm către cazare că trebuie să ne odihnim, că mâine e o nouă zi. The next day. Bună dimineața,
este o nouă zi. Am zis că ne trezim și noi la 9. Eu așa am zis, 9-10. Ai zis tu, da, eu am stat pe spate. Cât credeți că e ora? E ora 1:30. Da, ok. Mergem să mâncăm sau schimba planurile. Nu o să mai mergem la plajă azi, dar o să mergem, practic, mâine dimineață, pentru că nu o să mai dormim în seara asta. Un pic cam nașpa azi cu traficul. Ne ducem mai târziu astăzi și se vede treaba asta. Deci 2 ore am făcut până la festival ca să parcăm mașina. Cred că Rick Ross e deja pe scenă. Eu dar cred. Ba, se aude un om pe scenă care pare să fie Rick Ross, așa că Stix 9, Wiz Khalifa, nu scăpați. Venim. Nu scăpați, că venim acum. Mai avem mult până la film. Nu. Salut, ce joc e pop. Strigă lumea, Andrei Ro. Hai că mergem. Mergem, gata. Se aplaudă aici. Bă, dar chiar a cântat mișto până acum, cât am auzit pe lângă. Larry Hoover. I'm getting work. Hallelujah. One nation. Deci e insane, câtă multă lume e. Am luat din spate, nu știu de unde. Sunt doar că în cap, n-am făcut baie. La cap, deci la cap sunt, n-am făcut baie. Ești ca mine. Gata, guys, cu nebunia de la 6ix9ine. Mi-am luat o sticlă în cap, nu știu dacă s-a înțeles și am zis acolo, dar mi-a făcut unul baie în cap. Pe lângă asta am dat o grămadă de abonați și azi și ieri. Vă pup pe toți, am rămas surprins de câți oameni au venit. 5 gang. Revenind la ceea ce spuneam despre poze, am rămas pe bune surprins cât de des am fost oprit să fac poze cu voi. Nici la unele evenimente speciale de fan meeting nu am făcut atâtea poze. Mi-a făcut plăcere să stau de vorbă cu voi. Vă pup pe toți. Gata, guys, am plecat pentru că avem în plan să mergem pe plajă, nu dormim deloc și nu știu ce o să ne aștepte acum din nou când ajungem în parcare, pentru că știți că aventura cu mașina la Beach Breeze e destul de mare. Am parcat mașina, 40 de minute a durat toată nebunia. Gata, da. De plajă e cât e ceasul? 5:20 dimineața. Da. Ia uite alea din Eforie Nord, goală. Și s-a arătat și Sorinel. Îl vedeți acolo, foarte drăguț. Foarte mișto. Gata plaja, guys, că deja se încinge situația. S-a făcut cald rău de tot, așa că mai bine ne cărăm. Deși e abia ora 10:30, ceva de genul ăsta, că trebuie să dormim, pentru că în seara asta vine Travis Scott. Gata, suntem în mașină drum spre Beach Breeze cu o oră mai devreme față de ziua anterioară, pentru că a trebuit să dormim și noi puțin pe ziua de azi, dacă tot mergem la festival. O să încerc să filmez cât mai mult la Travis Scott, să vă pun pe vlog, pentru că știu că nu o să fie transmis live, așa că hai să vedem. Și am ajuns! Am ajuns cu vreo 20 de minute mai devreme decât am ajuns ieri, dar am fost mai chill de data asta, că nu ne mai grăbim. Travis Scott vine mai încolo și alți artiști mai internaționali, așa. L-am văzut mai pe încolo. Viața noastră, Teo Zeciu. Da, l-am întâlnit și pe Teo în mașină. Tătea și el frumos. Am o surpriză aici la festival pentru cei care vă uitați la seria Mariusel. M-am întâlnit cu Sebi. Salut. Copilul lui Mariusel. Ia zi, Sebi, cum e la festival? Fain, destul. Energie, tot. Ți-a plăcut, da? Da. Care ți-a plăcut cel mai mult până acum? Rava. Încerc să mă întâlnesc cu Sebi de vineri, dar m-am întâlnit astăzi când, ce credeți, este și ziua lui, așa că să scrieți în comentarii la mulți ani, Sebi, pentru că, uite, cadou, ne-am întâlnit de ziua ta. Yeah.
S-a terminat. A plecat. Piele de găină. O să vă zic dacă e bunia de la ieșire acum, nu? Toată lumea acum la ieșire. Hai. Asta e pentru cei care ziceți că Tesla nu e bună pe off-road. Deci merg în câmpul lui cu ea și merge. Am stat deja aproape o oră și ceva într-un loc, m-am săturat, așa că am luat decizia să luăm pe aici și vedem ce iese. Deci a durat 2 ore ca să ajungem de la festival până la cazare. Este ora 7 dimineața și sunt foarte obosit, așa că ne vedem după ce dorm și-o puțin să vă explic ce s-a întâmplat la Travis Scott. Bună dimineața! Ne-am trezit și noi după un somn de 4 ore și am zis să mâncăm și noi ceva bun. Suntem la pescăria lui Matei și hai să vă spunem și părerea noastră de la Travis Scott. Mi-a plăcut foarte tare, a făcut super show și dictatorile, bravo ție că ai reușit să-l aduci. Pă bune! Că am crezut că nu-l mai aduci când am văzut că s-a mutat ora și că întârzie 2 ore, am zis gata, ne dă țeacă. Dar un minus a avut și Travis Scott la final, a făcut-o de oaie. Bă, putea să zică un salut. A ieșit din scenă ca... Deci noi nu știam că a dispărut. Deci noi toți așteptam să-l vedem și după aia ne-am trezit că... A dispărut dintr-o dată. Ideea este că, bă, show a fost mișto. A făcut show, a pus de 4 ori piesa fin. A fost nebunie. Moșpituri la nebunie. Moșpituri, haos. A fost mișto, a făcut show. Dar a plecat așa de nicăieri, n-a zis nimic. A dispărut pur și simplu, nici nu mi-am dat seama că n-am coborât de pe cine, că n-a dispărut. Mulțumim că v-ați uitat până la finalul acestui vlog. Sper că v-a plăcut, abonați-vă dacă sunteți noi și vreți să mai vedeți vloguri de genul vara asta. Și stai, mergem pe Transfăgărășan cu Tesla, nu? Și dormim acolo. Asta, dacă dați cu butonul de like acolo un număr cât mai mare, facem challenge-ul ăsta nebun. Aici că se bagă și Ioana, așa că o să fie nebunie dacă dați cu butonul de like. Vă pup și ne auzim data viitoare.